citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în zilele acelea l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu, și era de dimineață și ei n-au intrat în pretoriu ca să nu se spurge, ci să mănânce paștile. Deci Pilat a ieșit la ei afară și le-a zis, ce învinuire aduceți omului acestuia? Ei au răspuns și au zis, dacă acesta n-ar fi rău păcător, nu ți l-am fi dat ție. Deci le-a zis Pilat, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Iudeii însă i-au răspuns, nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni, ca să se împlinească cuvântul lui Iisus pe care îl spusese, însemnând cu ce moarte abia să moară. Deci Pilat a intrat iarăși în pretoriu și a chemat pe Iisus și i-a zis, tu ești regele iudeilor? Răspuns a Iisus, de la tine însuți zici aceasta, sau alții ți-au spus-o despre mine? Pilat a răspuns, nu cumva sunt iudeu eu? Poporul tău și arhiereii te-au predat mie. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci a zis Pilat, așadar ești tu împărat? Răspuns a Iisus, tu zici că eu sunt împărat. Eu spre aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Și zicând aceasta, a ieșit iarăși la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină, dar este la voi obiceiul ca la Paști să vă eliberez pe unul. Voi voiți să vă eliberez pe regele iudeilor? Deci au strigat iarăși zicând, nu pe acesta, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar, atunci l-a dat pe mâna lor, ca să fie răstignit. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugămune ți-a auzine și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce cu Luca și cu Cleopa împreună ai călătorit la Emaus și prin minunata ta cunoaștere vezi le-ai făcut să se întoarcă la Ierusalim, călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca ta binecuvântare, cu robii tăi ce călătoresc și prin noi se roagă ție, și voi să sporească spre tot lucrul bun, spre slava preasfântului tău nume, și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i cu pace la casele lor, ca unui întru tot îndurat și dătător de bine, ne rugăm ție de grab ne auzi, și cu milostivire ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție, mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă învierea ta, o lăudăm și o Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pacei tuturor. Și Duhului tău.
Evanghelie cea după Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea Pilat căuta să le libereze, iar iudeii strigau zicând, dacă le liberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Deci Pilat, auzind aceste cuvinte, l-a dus afară pe Iisus și a așezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evrește Gabata. Și era vinerea Paștilor, cam la al șaselea ceas, și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Deci au strigat aceia, ia-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, să răstignesc pe împăratul vostru? Arhierei au răspuns, nu avem împărat decât pe cezarul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Și ei au luat pe Iisus și l-au dus ca să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care vrește se zice Golgota. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi celor adunați aici, și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucii ta. Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Sfânta Evanghelie de la Ioan citire! Domnul. Nimeni nu s-a suit în cer decât cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalte Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea,
și să se mântuiască lumea prin El. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Ta judecată ne-a ajuns pe noi, Doamne, și milostivește-te, milostivește-te spre poporul ce a greșit și îți întoarce mila ta, cea cu dreptate pornită asupra noastră. Pentru pocăință gădencă de tine și cu smerenie te rugăm, auzi-ne și ne miluiește. Mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cruci tale ne închinăm să pânem și sfântă învierea ta. Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea că s-au plinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, l-au dus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon, și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând învierea lui Israel. Și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit la templu, și când părinții au adus înainte pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, el a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că-și văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și mărire poporului tău Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce vorbea despre prunc și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus pe căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri, și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Iar mama lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte. Mărire ție, Doamne!
pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm uneții auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să nu-ți aduci aminte de fără de legile și nedreptățile poporului tău, și să nu intri la judecată cu robii tăi, nici să te întorci de la ei cu mânie, că de vei căuta la fără de legi. Doamne, Doamne, cine va putea să stea înaintea ta? Că praf și țărână suntem și starea noastră de aici, ca o nimica înaintea ta, ci ca un îndurat și de oameni iubitori, milostivește-te și nu ne pierde într-o mânia ta pentru fără de legile noastre. Rugăm-ne ție, prea bunule Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucii tale ne închinăm stăpâne și sfântă învierea ta. O lăudăm și o mărim. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, voind Pilat să le libereze pe Iisus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau zicând, răstignește-l, răstignește-l. Iar el a zis a treia oară către ei, ce rău a săvârșit acesta? Nici o vină de moarte nu am aflat întru el, deci pedepsindu-l, îl voi elibera. Dar ei stăruiau cerând cu strigăte mari ca el să fie răstignit. Și strigătele lor au biruit. Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor și le-a eliberat pe cel aruncat în temniță pentru răscoală și ucidere pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în voia lor. Și pe când îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul, care venea din țarină, i-au pus crucea ca să o ducă în urma lui Iisus. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-a arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că
iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucitale ne întinăm să bâne și sfântă învierea ta. Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Sfânta Evanghelie, cea după Ioan citiră, mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, femeie, crede-mă, că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, dremăritori creștini, care sunt prezenți și pomeniți la această sfântă slujbă, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucitale ne închinăm să pâne și sfântă Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Sfânta Evanghelie de la Matei cetere, mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis, te măresc pe tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ți-ai ascuns acestea de cei înțelepți și priceput și le-ai descoperit pruncilor. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea ta. Toate mi-au fost date
de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl și nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Că jugul meu este bun și povara mea ușoară. Biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cânte și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul și viitor de oameni, Dumnezeu este Fie mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Crucii tale ne întinăm să pâne și sfântă învierea ta. O lăudăm și ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Domnului tău. În Sfânta Evanghelie de la Luca citire, mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea îl urmau pe Iisus mulțime multă de popor și de femei care se băteau în piept și îl plângeau. Și întorcându-se către ele, Iisus a zis, Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci vă plângeți pe voi și copiii voștri. Căci iată, vin zile în care vor zice, fericite sunt cele sterpe și pântă cele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să spună munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne, căci dacă fac acestea cu lemnul verde, niciun uscat, ce va pune? Erau duși alții, noi păcători de rele, ca să-i omoare împreună cu el. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm Domnului Dumnezeu pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbeșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice și pentru ca să trimită cu îndurare pământului și poporului său mila sa cea bogată. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
tuturor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfânt. După ce l-au îmbrăcat în purpură și i-au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și au început să se plece în fața lui zicând, bucură-te, regele iudeilor! Și îl băteau peste cap cu o trestie și îl scuipau și căzând în genunchi se închinau. Și după ce l-au bajocorit, l-au dezbrăcat de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus afară ca să-l răstignească. Și l-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește locul căpăținii. Golgota.
și au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar el nu a luat. Noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să nu-și aducă aminte de fără de legile și greșelele noastre, ale păcătoșilor și nevrednicilor robilor săi, ci cu milostivire să ne curățească păcatele, să-și întoarcă mânia cea dreaptă pornită asupra noastră și să ne miluiască pe noi. De oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucii tale ne închinăm să pâne și sfântă Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte, în vremea aceea, când au ajuns la locul ce se cheamă al căpățânii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Iar Iisus zicea, Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Și împărțind hainele lui, au aruncat sort. Și sta poporul privind, iar căpetenile își băteau joc de el zicând, pe alții a mântuit, să se mântuiască și pe sine însuși, dacă El este Hristosul alesului Dumnezeu. Și luau în râs și ostav care se apropiau aducând otet și zicând, dacă tu ești regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuși. Și deasupra lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești, acesta este regele iudeilor. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniți îl hulea zicând, nu ești tu Hristos, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Celălalt răspunzându-l certa zicând, nu te temi tu de Dumnezeu că ești în aceeași osândă, noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău. Și zicea lui Iisus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o părăția ta. Și Iisus i-a zis, adevărat îți grăiesc ție astăzi, vei fi cu mine cu milostivire într-un jertfelnicul său, cel mai presus de ceruri,
mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor săi și cu îndurare să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Iubim și viitor de oameni, Dumnezeu ești, e mărire unealtăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și lui tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea trecătorii îl huleau clătinându-și capetele și zicând, Tu cel ce dărâm templul și în trei zile zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și achierii, bătându-l joc de el, cu cărturare și cu bătrânii, ziceau, pe alții a mântuit de-al pe sine, nu poate să se mântuiască. Dacă este regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum dacă îl vrea pe el, căci a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. În același chip îl ocărau și tâlharii ce împreună răstigniți cu el. Iar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau, pe Elie îl striga acesta. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând în burete, și uprindu-l de oțet și punându-l într-o tristie, îi da să bea, iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Elie să-l mântuiască. Iar Iisus strigând iarăși cu glas mare și-a dat Duhul. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor tăi, care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate cu spinii urii și altor păcate, o părticică din harul preasfântului Duh, coborând peste dânsele, răurează-le bogat ca să aducă roade bune și din dragostea cea către tine să sporească în fapte bune și să petreacă în dragoste și în unire. Cu sărbuință te rugăm ca un dătător de bine și Dumnezeu al nostru, de grabă ne auzi și cu iubire de oameni îi miluiește pe dânsii. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv
și viitor de oameni, Dumnezeu, și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucii tale ne închinăm stăpâne și sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut 4 părți, fiecărui ostaș câte o parte și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții, să nu o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea a cui să fie. Ca să se împlinească Scriptura care zice, împărțite au hainele mele lorul și pentru cămașa mea au aruncat sorții. Așadar, ostașii, acestea au făcut. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Și era acolo un vas plin cu oțet, iar cei care loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un buret înmuiat în oțet, l-au dus la gura lui. Deci după ce a luat oțetul, Iisus a zis, săvârșitul s-a. Și plecându-și capul și-a dat Duhul. După acestea, Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Și Pilat i-a dat voie. Deci a venit și a ridicat trupul lui. Și a venit și Nicodim, cel care venise la el mai înainte noaptea, aducând ca la 100 de litri de amestec de smirnă și aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna și iertarea păcatelor sufletelor celor din viață adormiți în dreapta credință, a strămoșilor, a moșilor, a părinților, a maicilor, a fraților, a surorilor, a fiilor și fiicelor, și a tuturor celor dintr-o rudenie și o seminție cu noi, care mai înainte au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, a ctitorilor sfintei bisericii acesteia, a miluitorilor și binefăcătorilor, și a tuturor celor ce s-au ostenit și au slujit în sfântă biserica aceasta, arhierei, preoți, diaconi, credincioși, care odihnesc aici și pretutindeși și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluie! Yeah.
Dumnezeul să așeze sufletele lor unde trepti s-o dignesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cere. Și-a tot trupul care călcat moarte și pe diavol ai surpat și a dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, pomeniți acum cu tot neamul lor cel adormit. Slujitori, titori, binefăcători, credincioși ai Sfintei Bisericii acesteia și așează în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață. Și cu odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Văgătorului Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Domnului Tău! Din Sfânta Evanghelie, cea după Luca citire, mărire ție, Doamne, mărire ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, Iisus striga cu glas mare, strigând cu glas mare, a zis, Părinte, în mâinile Tale încredințez Duhul meu. Și acestea zicând și-a dat Duhul. Iar sutașul, văzând cele ce s-au făcut, a slăvit pe Dumnezeu zicând, cu adevărat omul acesta drept a fost. Și toate mulțimile care veniseră la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorceau bătându-și pieptul. Și toți cunoscuții lui și femeile care le însoțiseră din Galileea stăteau departe privind acestea. Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun și drept, acesta nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor. El era din Arimateea, cetatea iudeilor, așteptând împărăția lui Dumnezeu. Acesta, venind de la Pilat, a cerut trupul lui Iisus și, coborându-l, l-a înfășurat în giul judein și l-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni niciodată nu mai fusese pus. Și ziua aceea era vineri și se lumina spre sâmbătă. Și urmându-i femeile care veniseră cu el în Galileea, au privit mormântul și cum a fost pus trupul lui. Și întorcându-se au pregătit miresme și miruri, iar sâmbătă s-au odihnit după lege. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm, iască parohia noastră, țara aceasta, toate orașele și satele,
de boală, de foame, este de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, plin și les neiertător, să ne fie nou bunul și viitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă învierea ta, o lăudăm. Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție! Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. La umbra crucii tale e pacea și lumina, nădejdea, mângâierea, dreptatea.
Această frumoasă seară de duminică din mijlocul postului Sfintelor Paști să fim împreună călători cu Domnul pe calea crucii, prefăcând prin textele evanghelice drumul făcut din pretoriu, locul unde a fost judecat, până la Golgota, locul în care a fost răstignit. Ne-a oferit din nou Dumnezeu posibilitatea să petrecem zile alese, zile așezate înaintea noastră în această perioadă diferită din viețile noastre, zile pe care să le închinăm într-un mod aparte, prin viața și faptele noastre pe care încercăm să le înmulțim în bine, prin tot ceea ce facem. Am pătruns în această perioadă de post, poposind la Duminica Ortodoxiei, o duminică în care au fost reafirmate adevărurile de credințe, care au fost stricate de ereziile vremii. Așa cum sinoadele ecumenice, întâlnirile episcopilor din toată lumea creștină cunoscută atunci, s-au întâlnit pentru a reașeza și reafirma adevărurile și învățăturile relevante prin Harul Sfântului Duh și dăruite nouă prin părinții bisericii noastre și, desigur, textul scripturistic. Am ajuns la duminica a doua, duminică în care am înțeles că Dumnezeu nu locuiește retras în înaltul cerului Său și în creația Sa, ci locuiește în noi, în fiecare dintre noi, în lumea pe care ne-a dăruit-o nouă, manifestându-se prin energiile Sale necreate. Și iată că astăzi, la popasul al treilea, la duminica a treia din postul Sfintelor Paști, am petrecut clipe de frumusețe duhovnicească, mărturisind că am fost într-un număr apreciabil astăzi, desigur, și vremea a fost un factor bun, dar credem că dorința de a-L mărturisi pe Hristos și de a fi mai aproape de El a primat în alegerea noastră și prezența noastră astăzi în curtea Bisericii. La popasul al nouălea, de pe drumul crucii, am auzit din nou cuvintele
Evangheliei de la duminica, din duminica aceasta, de la Sfânta Liturghie de dimineață. Și am renoit sau ne-am renoit cuvintele dăruite nouă de Hristos Domnul. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Este un îndemn universal, fără constrângere, ci liber consimțit și ales de fiecare dintre noi. Oricine voiește, adresându-ni-se nouă. Așa cum ne amintim cuvintele dintr-un început din Cartea Facerii, capitolul 2, versetele 16 și 17. Atunci când Domnul Dumnezeu spune, îi spune lui Adam, iată, am pus înaintea ta viața și moartea, binele și răul. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Dumnezeu a pus înaintea noastră calea de a fi urmată spre a alege viața cea bună și folositoare acestei lumi și mai ales viața cea veșnică pe care să o dobândim cu Sfinții, alături de Sfinții și drepții Lui în Împărăția Lui Dumnezeu. Făcându-ne pe noi să alegem viața și adevărul și lumina și bucuria comuniunii în casa sa, în lumea aceasta, cu toți cei pe care Dumnezeu i-a sădit și așezat în jurul nostru. De aceea, această alegere consimțită va fi pe deplin asumată de fiecare dintre noi, la judecata care va veni pentru fiecare dintre noi. Lumea ne oferă multe. Lumea ne face să alegem multe în această viață. Dar nu toate ne sunt credincioase și nu toate duc la izbândă și la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. De aceea, adevărurile revelate, descoperirea lui Dumnezeu, o facem prin rugăciune, prin comuniune, prin locul în care a însemnat Dumnezeu pe credincioșii săi de a se întâlni și a fi părtași tainelor Lui și mai ales a fi părtași la taina Euharistiei, a primirii trupului și sângelui său celui scump. De aceea ne hrănim în această viață sub formă nesângeroasă cu Hristos Domnul spre a trăi cu El și a ne duce viața în conformitate cu adevărurile de credință și cu cele pe care Domnul ni le dăruiește nouă. Sigur, versetul pe care l-am spus mai devreme din Evanghelistul Marcu, dincolo de alegerea liber consimțită, ne spune să lepădăm și sinele. De care sine este vorba? Cel care ne depărtează pe noi de Dumnezeu, de egoism, de aroganță, de indiferență, de viclenie și de toate cele care ne fac să ne urâțim înaintea lui Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, această sau și această seară pe care Dumnezeu a îngăduit-o să o petrecem împreună, este un plus pentru cei ce ne nevoim și dorim și ardem din punct de vedere duhovnicesc
pentru Domnul, să înaintăm pe scara virtuților, iar la capătul treptelor să ne aștepte Domnul, auzind cuvintele pe care El ni le-a oferit. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, și moșteniți împărăția cea gătită vouă încă de la începutul lumii. Aceste cuvinte să le auzim fiecare dintre noi la finalul vieții noastre pământești, ca o încununare a strădanilor noastre personale. Ne aflăm la jumătatea postului. Au trecut cu repeziciune parcă aceste săptămâni și mai repede vor trece și celelalte și vom ajunge la umbra crucii Domnului, tânguindu-ne și noi în săptămâna pătimirilor, plângând pentru Domnul și plângându-ne pe noi pentru cele pe care nu le așezăm așa cum ar fi de folos și necesar înaintea lui Dumnezeu. Faceți ca această perioadă din viețile dumneavoastră să fie una cu folos duhovnicesc, una în care să creșteți și să vă maturizați din punct de vedere duhovnicește, ca bucuria învierii să fie deplină, iar lumina Lui să nu se ia de la noi, ci să trăim pururea în lumina și nu în întunericul cel veșnic. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această seară. A fost o reală bucurie, să știți, și pentru noi, că am avut această posibilitate, cumva privilegiați fiind prin drumul crucii pe care îl avem în curtea bisericii noastre și care, iată, ne-a oferit un alt prilej de a fi unii cu ceilalți, de a ne ruga unii pentru ceilalți și desigur de a-L lăuda pe Domnul în cuvânt de rugăciune și de cântare deopotrivă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, o seară frumoasă tuturor. Mâine